Paradă impresionantă, salve de tun și focuri de artificii. Acestea au fost ingredientele care au făcut ca 1 decembrie, Ziua Națională a României, să fie marcată într-un mod exemplar în municipiul Hunedoara. Sute de localnici au înfruntat frigul și au asistat la ceremoniile organizate de primăria orașului. Manifestările au început la ora 16 în fața Casei de Cultură, iar peste 300 de polițiști locali, jandarmi și militari, alături de garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval, au defilat pe traseul cuprins între Bulevardul Corvin și Bulevardul Dacia. Poliția locală Hunedoara și garda ansamblul arhitectural Hotel Medieval Alba Iulia. În fața hotelului Rusca, garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval Alba Iulia a prezentat onorul militar și a tras 3 salve de tun. După parada militară, orășelului Moș Crăciun a fost inaugurat printr-un spectaculos foc de artificii, urmat de un program artistic susținut, printre alții, de îndrăgita interpretă de muzică populară Lena Miclăuș și frații Marișca. Chiar dacă a fost frig, hunedorenii au ales să sărbătorească afară Ziua Națională a României. Foarte bine ne simțim. V-a plăcut parada și cum a fost sărbătorită Ziua României? Foarte frumos, organizat, am văzut toate manifestările de aici, de când au început din centru de aici. Spuneți mai de mult cum se sărbătorea Ziua României? Păi când am prins eu, am prins și când se sărbătorea la 10 mai, am prins și când se sărbătorea la 23 august și acum după Revoluția din octombrie s-a mutat și cred că ăsta e locul ei, pentru că atunci s-a întemeiat România Mare. Vă place? Ne place, cum, dacă suntem de la Alba? De la Alba ați venit, tocmai la Hunedoara. Da. Și ați fost și la paradă? A fost, cum să nu. V-a plăcut? A fost frumos, da. Și acum asistați aici, la spectacol. Da, și apoi plecăm acasă, că e un pic frig. Dar cum de v-ați hotărât să veniți tocmai la Hunedoara? Păi ca să venim aici, că avem neamuri aici. Ați să vedeți cum este noastre, da. De acolo am tot fost la Alba și la Sibiu am fost. Și mi-a plăcut cum a da, sărbătorit Hunedoarenii. Da, 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 foarte frumos. Trăiesc să văd și această sărbătoare minunată aici la mine. V-a plăcut cum s-a foarte mult, foarte mult. Ați văzut și parada. Și parada și tot foarte bine organizată și cu... Păcat că nu ninge, să fie o atmosferă mai cu puțin apă, dar totuși românul stă și se distrează și totul e foarte bine. Începând cu data de 8 decembrie, în orășelul lui Moș Crăciun vor avea loc concerte de colinde și va fi deschis un târg, dar și patinoarul.